Premieră fiscală la Pașcan, legislativul local a aprobat prima amnistiție fiscală pentru contribuabilii care au datorii la bugetul local. De această hotărâre vor putea beneficia peste 7.000 de pășcăneni. Ei pot scăpa de majorări și penalități de întârziere doar dacă își achită restanțele, cel târziu până la sfârșitul lunii octombrie. Măsura este valabilă în perioada 18 august-15 octombrie 2014 doar pentru cetățenii care au datorii la plata taxelor și impozitelor locale, nu și la chirii. Ei trebuie să-și achite restanțele până la sfârșitul lunii septembrie, după care să depună o cerere pentru radierea penalităților și majorărilor de întârziere. Măsura nu este valabilă și pentru societățile comerciale. 7.000, sunt în jur de 7.000 de persoane fizice care au debite și arierate diverse sume. Deci 860.000 de lei sunt debitul de bază, iar 1.733.000 sunt accesorii. Dacă vor reuși cei 7.000 care sunt înregistrați cu debite să achite debitul de bază de 800.000, deci 8 miliarde de lei, deci vor fi scutiți de 1.800.000, deci 18 miliarde de lei. Proiectul a fost votat în formă inițială după aproape o oră de discuții, asta deoarece unii consilieri au cerut ca această facilitate să fie acordată o singură dată, iar în cerere să fie trecute motive întemeiate pentru întârzierea la plată. Deci se aplică persoanelor pe o... au dreptul să beneficieze de o asemenea facilitate pe o perioadă de 5 ani. Este o singură dată, este o singură dată, pentru că o să mai vină și alt primar și noi nu suntem veșnici aici. Și o să vină altul și o să dea tot la fel. Nu o să plătească. Asta dacă la anul voi beneficia și eu. Păi nu, o singură dată în viață. Păi dacă îți pui că o singură dată, păi să beneficie și eu o singură dată, și tu o singură dată, și domnul Elia. Cu condiția ca la anul să mai dăm o hotărâre, dar dacă nu dai niciodată. Dar nu o dau. Propunerea doamna apostol, o putem pune altfel ca așa amendament. Beneficiarii prezentei hotărâri nu mai pot utiliza, solicita facilitări în următorii 5 ani. În interior termen de prescripție de 5 ani. Cam asta. Da, da. Cam așa de pusă că și undeva este curat. Deci aici există posibilitatea, dacă nu te permite, să nu mai plătească. Deci achit acum, ai scutit de penalități, nu mai plătește 5 ani, după care vine ea cu cerere de scutire. Există și posibilitatea asta. Din datele primăriei, valoarea totală estimată a scutirilor care urmează să fie acordate este de 1,8 milioane de lei.